Vremea capricioasă le dă bătăi de cap locuitorilor din Salonic, Grecia. Viturile au înghițit mașini și au distrus zeci de case și drumuri. Salonic este una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță ale românilor. Însă, în ultima vreme, fenomenele meteorologice extreme i-au alungat pe turiști din această zonă a Greciei. Din cauza furtunilor abundente din ultima perioadă și a cantității mari de apă, râurile au ieșit din matcă, iar orașul a fost rapid inundat. Mii de oameni au fugit din calea apelor și au privit cum casele le sunt inundate, iar mașinile înghițite de viturile puternice. Viturile au dus la închiderea multor drumuri și au făcut ca orașul să devină greu accesibil. Pompierii s-au mobilizat încă de la primele ore ale zilei în zonele afectate. Au fost înregistrate sute de apeluri prin care oamenii au cerut ajutorul forțelor de intervenție. Pompierii au acționat atât pentru salvarea oamenilor prinși în viituri, cât și pentru pomparea cantității excesive de apă. Meteorologii avertizează că vremea rea va continua și în următoarele 24 de ore.